E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Garderoba. Bună, copii! Ați venit să vă jucați în aer liber? Bună! Da! Salutare! Ne-am adus barca, mingea, lopata, găleata și dulapul. Dulapul? De ce aveți nevoie de dulap în aer liber? Nu e pentru noi, e pentru grohii. Haide, ariciule! Salutare! Bună, grohii! Ce căutai tu în dulapul acela? Ai cumva jucării? Nu, doar haine. Însă nu știu ce să port. Să mă gândesc. Păi ce zici de o bluză, papuci, o eșarfă și pijamale? Pijamale? Nu se poartă pe afară. Atunci cu ce te îmbraci când ești pe afară? Cu asta! Într-adevăr, e o pălărie drăguță. Dar vântul bate prea tare ca să o poți purta. Ești prea aproape de apă. Grohii? Grohii? Chiar o să stai acolo în dulap să te joci? Nu cred că e o idee bună. De ce nu încerci alte haine? Poate unele mai groase, având în vedere faptul că azi e foarte frig și bate vântul. Ce zici? E bine? Hainele sunt numai bune, grohii. Acum vezi dacă poți să te și joci în ele. Să mergem! Suportabile! Acum ești gata de joacă. Și e mult mai distractiv să te joci în aer liber atunci când porți hainele potrivite. Joaca în aer liber. Hai afară, hai afară, hai afară. Vrem să ne jucăm din zori până spre seară. Cu mașina, cu mașina, tricicleta, tricicleta, sau cu mingea. Ai, ai, ai. Nu e timp pentru odihnă, nu e timp să stai în tihnă. Hai și tu să ne jucăm, ne jucăm. Care dintre voi a ajuns primul? Țopa! Dar ce l-a determinat să fugă așa de repede? Mingea! Supa! Hai afară, hai afară, hai afară, hai afară. Ne jucăm chiar dacă e iarnă sau e vară, da, da. Avem haine potrivite pentru joacă. Ai, ai, ai. Prietenii se adună, ce bine împreună. Hai și tu să ne jucăm, ne jucăm. Și ce bine ne distrăm, și ce mult ne bucurăm. Hai și tu să ne jucăm, ne jucăm! Abonează-te la Baby Ricky și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni!
Pălăria roșie. Bună, Milu! Ce desen frumos ai făcut! Ce reprezintă? Bună! Este o mură! Și ce să mai desenezi în continuare? Grohi! Nu, nu! Nu Grohi! De ce Grohi? Stai puțin! Oh, unde este? Nu pot! Nu pot găsi! Grohi, ce anume cauți? O pălărie Panama! Milu, trebuie să o ajutăm pe Grohi. Sunt așa de frumoasă cu ea! Frumoasă, frumoasă, frumoasă! Grohi, spune-mi cum arată pălăria ta de Panama? Uite aici! Una roșie! Ce pălărie roșie frumoasă de Panama! Și ce înseamnă pălărie de Panama? Este o pălărie! Roșie! O pălărie roșie frumoasă! Pălărie? Roșie! Am găsit-o! Unde? Să mergem, o să vă arăt! Unde e pălăria mea de Panama? Să mergem! Închide ochii! Deschide-i! Pălăria! Frumoasă, frumoasă mea pălărie de Panama! Pălăria! Roșu! Acum putem desena? Da! Desenează! Ia uitați-vă! Cât e de frumoasă Grohi cu pălăria roșie de Panama! Roșu. Bună ziua, copii! Ce balon roșu și frumos aveți! Da, roșu! În roșu soarele e îmbrăcat, deci luăm rochițele la purtat. Cu una roșie bine mi-ar sta, o pălărie iar în frumusețea. Roșie culoarea preferată, bine îmi stă cu ea îmbrăcată. Pam, pam, param, pam, pam, param. Grohi, ce ai desenat acolo? Un cerc roșu. Așa este, roșu. Și eu am desenat tot un cerc roșu. Te iei după mine! Poate că o să desenezi un alt lucru roșu? O floare roșie! Un măr roșu! Zmeură eu aș mai mânca și o căpșună aș gusta. Și merișoarele îmi plac și cireșicile mă-trag. Coacăzeles gustoase, roșii sunt toate frumoase. Pam, pam, param, pam, pam, param. Mărgele. Bună ziua, fetelor! Bună! Bună! Ce mărgele portocalii frumoase! Portocalii! Eu le-am găsit prima! Nu, eu le-am găsit! Mărgelele mele! Dă-mi-le!
Culoarea portocalie e atât de luminoasă. Le vom găsi ușor. Bună, Țopa! Bună! Fetele au nevoie de ajutorul tău. Aha! Vezi pe undeva portocaliu? Portocaliu! Văd! Acum! Am găsit mărgele. Acum putem repara un colier rupt. Grohi are o brățară portocalie. Și Pandi are o brățară portocalie. E limpede că fetele sunt cele mai bune prietene. Iar prietenul meu e și el. Portocaliu. Portocaliu. Țopa, ce culoare are morcovul? Portocaliu! Și ce altceva mai e portocaliu? Sus pe masă-i cocoțată portocala, pusă pe o farfurie portocala. Oare ce culoare are? Portocala e ca un soare. E portocalie toată, ce culoare mi. Piersici să aduci. Morcov doble, ce-i să știi doar, toate sunt portocalii, da. Căci o lume minunată e portocalie toată. Oaspeți. Bună ziua, copii! Bună! Bună ziua! Salut! Ce mai faci, Milu? Se pare că Milu e trist. Puteți să-l înveseliți puțin? Pot eu! Hai să ne jucăm! Nu, voi rămâne aici. Dacă așa vrei, poți să rămâi aici. Iar eu voi veni în vizită. Ciac, ciac, ciac. Milu e acasă? Grohi, e mai distractiv să joci vizita dacă acea casă are o ușă. O ușă! Oh, Grohi, intră! Milu, tu de ce nu întrebi? Cine e acolo? Poate nici nu era Grohi la ușă. Da! Dar pot să-ți văd codița. Asta pentru că ușa e un pătrat care nu e suficient de înalt. Ne trebuie o altă ușă, una mai înaltă. Aha! Iată, Milu și Grohi au luat două pătrate și au făcut un dreptunghi. Un dreptunghi?
oaspeții? Oh, intră Grohi! Haide! Nu am venit cu mâna goală, am adus prăjitura! Cine e acolo? Intră, Pandi! Hei, nu așa se joacă asta! Cum ai ghicit? Balonul! Ca să ascundem și mingea, va trebui să facem ușa dreptunghiulară. Mai înaltă! Cine e acolo? Noi suntem ursuleții! Intrați, ursuleților! Și noi vrem prăjitura! Foarte bine, copilași! Am învățat o nouă formă și l-am înveselit și pe Milu când era trist. Dreptunghi. În cartonul colorat, dreptunghiul stă bine, îl tăiem acum îndat. Tu și cu mine, cu atenție privim, alt dreptunghi descoperim. Și ușa și dulapul sunt dreptunghiulare, cărțile și ele sunt dreptunghiulare, chiar și geamul sau fereastra sunt dreptunghiulare. Acesta e un dreptunghi, iar acum este un pătrat. Și din nou un dreptunghi. Dulapul e pătrat! Biblioteca e rectangulară. O carte e pătrată. Cartea e pătrată. În cartonul colorat, dreptunghiul stă bine, îl tăiem acum îndat. Tu și cu mine, cu atenție privim, alt dreptunghi descoperim. Poza tatei și a mamei dreptunghiulare, și tablourile tale dreptunghiulare. Mai întâi hai cu-n pătrat, lângă el un alt pătrat, le lipim și atunci dreptunghiul apare. Dreptunghi! Balerinele. Bună ziua, fetelor! Sunteți balerine astăzi, așa e? Da! Și avem și asta! Ce frumos a dansat micuța balerină! Nu e atât de ușor să-ți păstrezi echilibrul, nu-i așa? Oh, oh, oh. Fete deștepte, ați învățat să stați într-un picior. Da! Acum cu siguranță veți învăța să ne menținem echilibrul. Echilibru!
Minunat, fetelor! V-ați ajutat între voi și ați învățat cum să vă mențineți echilibrul. Echilibru. Vrem acum să dansăm, în balerine să ne transformăm. La început de drum, încearcă acum echilibrul să ți-l păstrezi. La început e mai greu, exersează. Stai într-un picior de bază. Vom dansa și o să reușim. Într-un singur picior ne învârtim. Pam, pam, param. Pam, pam, param. Linia îngustă o vom traversa. Nu vom cădea, nu vom cădea. Și pe bârnă mai sigur vom sta. Nu vom cădea, nu vom cădea. La început e mai greu, exersează. Stai într-un picior de bază. Vom dansa pe ritm și o să reușim. Într-un singur picior ne învârtim. Vom dansa pe ritm și o să reușim. Într-un singur picior ne învârtim. Prințesa și hoața. Am găsit-o! Aici! Mulțumesc! Bună ziua, fetelor! Salutare! Uite așa, Grohi! Acum sunt prințesa! Iar eu sunt hoața! Ah, înțeleg! Vă prefaceți că sunteți într-un basm. A fost odată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, o prințesă și un hoț. Prințesa purta o capă de un alb strălucitor, în timp ce hoțomana avea o capă din hârtie neagră ca noaptea. Prințesa vrea să facă o plimbare! Iar hoața îți va fura capa! Dă-te jos, Pandi! Dar eu nu sunt Pandi! Acum sunt o hoață! Ușurel, Pandi, draga mea. Trebuie să ne jucăm frumos. Dar acum eu sunt o hoață. Hoața! Dar haina mea e distrusă. Nu trebuie să te superi, Pandi. Chiar dacă acum ești udălioarcă. Pandi, nu plânge! Am o idee grozavă! Ascultă-mă! Pandi, acum și tu ești prințesă? Nu, eu tot hoață sunt. Dar sunt cu minte. Eu nu mai fur nimic. Haide, prințesă, să mergem după dragoni. Și povestea noastră continuă. Într-o zi, hoțul a decis să nu mai facă rele și a pornit la drum cu prințesa. Dar unde s-au dus? Oh, ce e asta? Ah, aici erați, domnișoară prințesă și domnișoară hoață. Ce puneți voi la cale? Ne uscăm! Vântul fermecat le-a uscat repejor hainele celor două prietene. Ce amuzant! Continuați jocul! Tu ești prințesă! Nu mă poți prinde! Ei, hoțomano! Păsea, că te prind! Acum sunt aici! Pune-o mâna pe tine! Țesătura. Priviți în jur, dragilor! Oare ce obiecte sunt făcute din țesătură? Aceste perdele și funda! Un fular, o cuvertură, toate sunt din țesătură. Material ce ne încălzește, ne îmbracă, ne însoțește.
Din ea facem pantaloni și cămășuțe colorate și drăguțe. Facem pături și eșarfe mamelor și cravatele tăticilor. Ce aveți voi acolo? Țesături! A mea e moale și călduroasă. Și a mea e subțire și ușoară. Și ce vreți să faceți din ele? Un fular! Foarte frumos! Și, Ariciu, tu ce vrei să faci din țesătura ta? Pijamale! Somnul-i dulce pe perniță și prosopul la băiță. Sau frumoasa ta fundiță, sunt de neînlocuită. Cerochițe minunate, cerochițe minunate, țesătură-ți mulțumim, te purtăm și te iubim. Baby Ricky. Vom posta desene animate educative în fiecare săptămână.